Gorjanca susține că a cedat 2000 de metri pătrați pentru a fi angajată în cadrul gigantului energetic. Promisiunea ar fi venit chiar din partea managerului, care însă nu a mai dat niciun semn. Femeia susține că a depus și o cerere la sediul CEO, dar nimeni nu o mai bagă în seamă. Nu vor să coopereze cu mine. Am sunat-o pe secretara domnului Ciurel și mi-a spus că mi-a arhivat hârtia. Să primești și eu un răspuns. Ce ați solicitat? Ce răspuns? Încadrarea la CEO. În baza 2000 de metri pătrați care complexul energetic Oltenia mi folosește la ora actuală. Să nu vă mai spun abuzurile care se fac la ora actuală în CEO, care au fost cu ordonanță. Cu ordonanță, angajat la Minprest și transferat din 2012 înapoi la complexul energetic. Domnul director Ciurel știe mai bine. O altă nemulțumire a Gorjencei în vârstă de 45 de ani este cea legată de locuința actuală. Femeia spune că are casa foarte aproape de cariera Tismana 2 și că din cauza activității miniere nu mai poate locui acolo. Casa mea și proprietatea mea la Tismana 2 este de jur împrejur înconjurată de multe săpături, canale, care sunt sub denumirea de canale de gardă și de protecție al sectorului Tismana 2. Nu am fântână, nu am apă potabilă la ora actuală. Car cu găleata de lângă vecini. Ioana Bechenete susține că va sta zi și noapte în fața CEO, chiar dacă este bolnavă, până când cineva din complex va coborî să stea de vorbă cu ea. Femeia a făcut apel și la autoritățile gorjene pentru a o ajuta, având în vedere că are în grijă un copil cu diverse afecțiuni medicale.